Sorina Pintea vrea să-i lege deglie pe rezidenți în condițiile în care România se confruntă cu un deficit de circa 15.000 de medici. Ministrul Sănătății a declarat că în acest sens se ia în calcul încheierea unui act adițional la contractele de muncă ale medicilor rezidenți. Ne gândim la un contract, la un act adițional la contractul de muncă pe care fiecare rezident îl are cu spitalele unde prestează, având în vedere că ei sunt plătiți din bugetul de stat, din bugetul Ministerului Sănătății direct, finanțați direct din bugetul Ministerului Sănătății. Ne gândim la o modalitate de a-i face să stea un anumit număr de ani. Ministrul Sănătății a adăugat că pentru implementarea acestei măsuri există discuții avansate cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. În ultimul an, salariile rezidenților au crescut considerabil, ajungându-se la o medie de 5.000 de lei. Cu toate acestea, mulți medici continuă să fie atrași de o carieră în afara țării. În această lună, la concursul de intrare în rezidențiat, au participat peste 8.400 de tineri medici care au concurat pentru aproape 6.000 de locuri.